Bun găsit, dragii mei, din nou. Am să vă prezint cum se face rovinieta pe Ungaria. Vinieta, de fapt. Acesta este terminalul unde se face vinieta. Și începem. Limba română. Așa. Continuăm. Plata la casă, după care codul țării, RO, numărul de matriculare, B, de exemplu, da? Dăm continuă, categoria vehiculului, la camioane este G4, norma Euro 6, de exemplu, dăm continuă. Lățime 2,5, înălțime 4 metri și lungime 17. Da? Acestea sunt standard. Continuă. Greutate pe osie 11,5, greutate totală 40 de tone, da? Continuăm. Proiectăm traseul. Cum facem acest lucru? Pățăm pe adăugare, căutăm localități sau, de exemplu, să spunem că suntem la puncte de frontieră. Puncte de trecere a frontierei. Da? Și de exemplu scriem NAD. Opa. Să ștergem NAD LAC. NAGILAC, da? După cum vedeți, M43. Sunt două, atenție. Vechea vamă de intrare și cea nouă, pe M43. De exemplu, dacă intrați pe M43, bifăm punct de pornire și apare acest mesaj. Da? După ce ați citit acest mesaj, dăm continuă, adăugăm punctul de ieșire, care este Hegeshalom. Vedem dacă a apărut Hegeshalom. Da? Ca să fie treaba, ștergem puncte de frontieră și scriem Hegeshalom Nikelsdorf. Da? Ieșim pe M1. După ce avem punctul de intrare și de ieșire, îi dăm continuă. Și așteptăm să ne arate traseul pe care noi va trebui să-l păstrăm cu sfințenie. După cum vedeți, aici ne apare traseul, va apărea și harta exact ca pe Google Maps. Distanță totală, expres taxabile și în forinți. Da? Ca să vedem traseul, cum apare și harta, și ne arată exact pe unde trebuie să mergem. M43, M5, M0, M1 și am ieșit. După care dăm continuă, ne mai explic o dată traseul detaliat, da? După care dăm din nou continuă, verificăm datele și începem tranzacția și dăm listare, bilet. Din nou apare mesaj de sistem și dăm listare, bilet și va apărea biletul. Acesta este biletul. Dita mai lung.
Sper să vă fie de folos.